Copiii, copiii din ziua de azi, copiii noștri, se nasc cu degetele deja pregătite de scrolat, că-s altă generație. Nu se nasc în maternitate dacă nu există Wi-Fi. Și primele lor cuvinte, știți care sunt? Mi-ai pus nașterea pe TikTok. Un copil e o minune, doi copii sunt de minune, doi copii și o socră de tată minunea. Ce am observat eu de când am copii? Atunci când văd adunată apă pe drum, nu o pot lăsa baltă. Celui mare i-am pus numele Ștefan, un nume impunător, traductibil în orice limbă. Ștefan, Steven, Esteban, Stefano, Ișvan. Și el își zice, dede, așa se recomandă. Și atunci, de ce să le mai punem nume frumoase? Cel mic, băiatul cel mic, seamănă cu frate sau cu cel mare. Așa de mult seamănă că nici nu-i mai facem poze. Și vă mai zic ceva. Alături de copii îl descoperi pe Dumnezeu. La unul noaptea când mergi la toaletă, calci pe ceva și zici ce Dumnezeu e aici? O bucată de Lego. Jucăriile, universul copiilor, jucăriile. Mai mult durează plânsul pentru a le cumpăra o jucărie decât să joacă efectiv cu acea jucărie. Eu le și zic, astea jucării de o poză, că după aia și uită de ele. Din același motiv mi-am lăsat burtă, Măcar să joacă copiii pe ea. Și nu se lovesc, că nu are colțuri cum are mobila. Și cresc, copiii cresc pe nesimțite și merg la grădiniță. Mă rog, dacă reușești să-i trezești la ora optimă. Și la grădiniță au activități și după grădiniță trebuie musai să-i duci undeva unde să înveți o limbă străină, undeva să înveți să călărească. Eu după grădiniță îi duc pe-a mea la soacră. Acolo le învață pe toate. Și uite așa ajung la bacalaureat spaima elevilor la bacalaureat mi-o dat poezie. Dar ce se vedea? Instrucțiunile de la bormașină. Pentru că dragostea e efemeră, cumpără-i o betonieră. Ei, că dacă îmi dădea versuri din poetul Dedeman, șase luam. Și încă ceva. Trebuie să răspund. Alo? Să rămână. Dacă un pic de treabă. Pui să-mi pachet? Ouă? Da, da, Mai sunt și mere? Oh, de alea roșii mari. Te rog să pui. Păi dacă au făcut prăjitură, nu am lăsat-o acasă. Bine, dacă mi-aduc aminte, mai, mai vorbim. Să rămână. Tata. Când te sună tata sau mama, să oprește timpul în loc. Că oricât de mare am fi, orice vârstă am avea, atâta timp cât mai avem părinți, suntem încă copii. La mulți ani copiilor, la mulți ani și bucurați-vă de viață. Fiți fericiți, sănătoși și să aveți parte de cele mai mari bucurii în viață.